Un bărbat plecat să facă drumeții, dată dispărută de câteva săptămâni, a fost găsit mort lângă câinele său loial, care a refuzat să-și părăsească stăpânul. Tragedia a emoționat întreaga lume. Bărbatul în vârstă de 29 de ani a fost dat dispărut miercuri 16 martie în jurul orei 2:30. El a fost găsit mort în zona de drumeții din parcul din Los Angeles, California, joi pe 31 martie, alături de câinele său, despre care se spune că ar fi fost aproape pe moarte. Animalul îndurerat și înfometat nu și-a părăsit niciodată stăpânul, a declarat vărul acestuia. Poliția și paznicii parcului au asistat departamentul de pompieri din Los Angeles în găsirea bărbatului. La fața locului se aflau și rudele acestuia în momentul în care a fost recuperat cadavrul. Ulterior, trupul său a fost transportat cu un elicopter. Oamenii legii nu au dezvăluit încă cauza morții, dar potrivit primelor informații, nu ar fi luat în calcul posibilitatea unei crime. O anchetă cu privire la moartea lui este în desfășurare.